Iar să auzi microfonul de căcat. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Sam, fraților. Da, jucăm iară pe Red Bugged. Bă, n-am mai putut spune zilele astea că am avut test la română, la ascultat la bio și mâine ne ascultă la bio. Chimie proste. Pana mea, frate, n-am avut timp. Da, acum am prins și eu ceva timp, o să încerc, vă rog. Scuzați-mă, o să încerc să postez, nu știu, să filmez mai multe episoade în seara asta, uite și cu ăsta, bă, mane, ia, fă, mega geam, să-ți fac post. Glumeam, nu o să fac post, ia, manevra. Da. În acest episod o să facem ceva joburi, pentru că o duc foarte, foarte prost cu banii, am doar un caca. Bine, un caca pe red înseamnă că am vreo 7-8 caca pe blue, dar zic așa ca idei, stau foarte prost cu banii. Pentru că mașina e ok, mașina prinde mai mult decât meritul ăla meu de pe Blue, de acum, de acum aproape 5 luni. By the way, am făcut jumătate de an de serie de Sam, fraților, adică 6 luni de când am postat primul episod de Sam, bine, bă, bine, primul episod mă refer din seria asta, că joc Sam din 2009, până, și filmez pe YouTube din 2013, dar zic așa ca idee. Mă scuzați că am înjurat, gata, nu mai jur, promit. Uite-și pe ăla, bă, cum stă bulangiu acolo? Băi, frate, și m-am speriat de ăla. Da, pui job, cred că, nu știu ce job am. Stați. Unde văd jobul? Stai că trebuie să-l văd jobul și aici, dar nu-l văd. Unde e jobul, frate? Ah, Fisher. Dar nu vreau Fisher. Hai. O să mergem, de fapt, cred că o să fac fish. Da, am să fac fish, că n-am să fac altceva. Am 68.000, nu, 61.000 de materiale, mă uitam la punctele de rob. Am 61.000 de materiale. O să mă duc să le vând. Nu știu pe cât pot să vând materiale pe serverul ăsta. Am intrat și într-un nou clan, am luat rank 2. Am stat ceva. Am trebuit să fac și ore jucate ca să pot să intru în mafi. Cu cât se vinde 10k mați. Cu cât se vând 10k mați. Mă rog, am greșit acolo. Nu contează. O să se ia de gramatica mea, am cel mai probabil 100. O să... Adevărat? Adevărat, frate? Păi iau 600k pe ăștia? Oh, mane! Hai să merem la CNN să punem. Chiar nu am nevoie deocamdată de ăsta, de materiale, pentru că nu sunt sigur că voi intra în mafie. Probabil voi intra, dar nu sunt sigur. Deoarece în mafie e greu, frate, și la timpul meu o să ies în mafie, o să ies din facțiune în 2 zile și n-o să fie prea frumos acolo. Nu sunt sigur. Ah, stai că mă duceam la CNN de pe Bizon, what the fuck. M-au obișnuit pe Bizon, bă, n-am ce să zic. Mă ducem la CNN-ul de pe Bizon. Bine, o să mai joc pe Bizon, ați, să nu înțelegeți greșit, o să mai joc. Dar mai rar, pentru că acum, da, aici cont cu level 40 și să mă duc acolo, știi? Pentru că la mine mi-e egal, tabele, servere, tot RPG, tot același lucru faci pe ele, deci mi-s egale. Ok, am scăzut rău FPS-urile aici. Nu, lăsați puțin oameni la CNN, mă rog. Hai să mi se spunem anunțul că vindem 61k materiale. Poate ne oferă un tip 600, 700 de fapt, 800k și la pe ele, 600-800k, nu știu, pe acolo. Că vreau și eu niște bănuți, că n-am, o duc foarte prost cu banii. Hai să mergem să le vindem. Vând materiale, vând 60k marți, 700k sau pe bucăți. Peste 300 de secunde, ok. Sau în bucăți, mă refeream că pot să vând 10k, 30k, 40k, știi? Opa, ce facem? Ai nevoie de... să pun microfonul mai jos, cum s-ar spune... Gata. Ai nevoie de permis de pilot pentru a putea conduce un avion, elicopter. Să un pic să văd ceva. Cam aici niște setări ciudate, cum s-ar spune... Audio? Ah, nu e nimic ciudat, mă rog. Am uitat să pun chestia aia pe data, dar nu o să fac prostioare să... Da. Nu o să fac prostioare mari. Ca să puteți să-mi faceți post. Pentru că, pana mea, frate, îmi faceți post bulangilor. De fapt, nu cred că am făcut nicio prostie până acum. Ca să-mi puteți face post. Pentru că sunt mulți bulangii, mulți bulangii care fac post. Suntem 400 pe server. Nice. Dă seama și... Ce dracu mi-a părea... Ei, futuți morții și neamul, măte! Așa. Tot mi se duce mouse-ul pe al doilea monitor și când dau click mă scoate din joc. Ia manevră, șpac! Da.
Mi-am luat rent în Lăvăș, cred că o să mi-au rent în Lăs, nu știu. De ce mi-am luat? A, mi-am luat pentru că acolo era HQ de la Clan. O să-mi iau rent pe aici, pe undeva, să mă așa un pic, mă duc acolo, lângă Burger, lângă Burger, cum s-ar spune. Sau să mă duc acolo pe Richmond, prin zona aia, nu știu, hai să mă duc prin Richmond prima dată să văd dacă au băieții rent cu un dolar. Dar pe acolo ce mai probabil o să fie toți de aia fițoși cu rent de 5.000 și nu o să mă duc acolo. Mi se pare o tâmpenie enormă să te duci la unul cu rent de 5.000. De cap. Da, și vă promit că o să încerc să mai postez episoade de stamp în continuare, dar nu, n-am avut timp, frate, n-am avut timp, n-am avut când și n-am avut timp. Pare rău. Ho, m-am și l-am luat pe ăla. Hai să vedem. Casa asta nu poți să dai. Bă, cine mi-a făcut, frate, așa de pe baghetul toate casele? Nu erau case pe aici pe stere? Bă, și-au dat rimbul la toate casele, adevărat? Stai mai, că poate mai sus pe aici, poate sunt eu prost și nu știu. Că nu mai țin minte, frate, exact cum era pe aici. Ia uite aici. Cât e rentul? 69. Hai că e acceptabil, nu o să dau rent aici. De fapt, nu prea place zona, aș vrea sus, sus aici. E casa asta care avea mereu eu rent pe buzon. Cât e rentul? Dacă e un dolar, dau. Păi, și tot 69, e futut 69 la port. Păi 69 ca 69, dar la un rent de la de un dolar stai 69 de pediuri. Aici stai doar un pedi, știi ce zic? Dacă asta are un dolar, eu mă piș pe mine. A 5.000, păi n-are cum să pună casa de vis. Da, mă gândesc și eu. Dar nu merită, mă, că 5.000 de dolari sunt foarte mulți bani să stai așa rent. Dacă mă pupesc libun, mi s-au dus 40k. Cât e? 69. Hai, mă, că e casa big, să zicem că e ok. Perfect. Hai să dăm și rent. Quit, nu quit. An rent room. Rent. Gata. Acum aș vrea să mă să muncesc, pentru că bani, v-am zis. Alții au miliardele, eu am de-abia am un milion. Ia, s-a postat anunțul meu. Să vezi acum ce... Ce avem 60 camați, 700 ca sau pe bucăți. Hai de capul meu. Nu știu dacă o să fiu prea contactat la ora asta, dar încep să varigă, na, pana mea. Adică eu zic că 60 camați pe 700 cai e ceva convenabil, o să lucra de ceva aici. Aoleu, am bușit. Da, eu zic că e convenabil, frate, acum băieții ce zic nu mă interesează. Eu cu 700 ca o să vin 60 ca materiale. Dacă zice că ai 100 și 150 ca, e convenabil. O, zboară, zboară jos, zboară jos, du-te, du-te, du-te jos. O să cuplă. De capă. Hai să mergem. Bă, am intrat în clanul ăsta așa, că băieți, fain, că... Dă-te, mă, de aici! M-am intrat și aici, m-am adaptat, cum s-ar spune, adică suntem bulangii și noi. Oricum, pe baghetă nu mai sunt așa de mulți bulangii, adică nu se mai bagă așa în tine. M-am băgat eu așa ca bulangii, mie îmi place, aoleu, cu agățe, cu alea, da, mie îmi place și mie ami place. Vrei să fii iubii meu, că ami place. Cine mă asta? Dă-i și atât de bună. Ești frumoasă. Tu taci. Mă deranjez. E da! Da, mă rog. Băi, frate, de vreau posesc. Bam, bam, bam. Cică, bam, 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 bam. Că bam bam. Stai mă, hai iubi, vino aici iubi. Vino aici frumoasă. Așa scrie cu diacritice. La mea cu ei. Frumoasă. Zic că ești urâtă. O arată. Zic că ești urât. Cum am scris pe ea? Ei, manevră, fraierilor! Ai manevră, bă. Îi trolesc ăștia, să-mi bag. A, se cam o idee, mă duc și blochez strada. Stai așa că... A, minuna, mi-au dat ei troll, o luat-o pe acolo, minuna. Stai mă, ce pești am prins? Oho, 29 de mii, bine, bă. Bine, bă. Da, fază că la fermier...
ei nu mai ture de 10.000, deci eu zic că e comparabil să muncești la pescar, mă rog. Ai, da, și o să încerc să fiu mai mult, să vă promit, dar n-am avut timp zilele astea și nici zilele următoare nu cred că o să prea am timp, dar o să mă strădui, vă promit, chiar vă promit că o să mă strădui să iau tu, bă. Ai, cu aia adevărat, ce bulanțe, frate. O să mă strădui cât de mult pot să mor, frate, o să mă strădui. Ce dracu mi-a apărut chat-ul ăla cu frumoasul? What the fuck? O să mă strădui cât de mult posibil, vă promit, să încerc să postez. O să filmez două episoade de azi, să am și pentru mâine. Mâine încă două, să am și pentru pămâine, pentru că mâine e vineri. Mă rog, o să încerc mai mult, vă promit. Dar nu vă promit nimic, frate. Adică bine, vă promit, dar... Pui mei, o să încerc. Acum, dacă nu reușesc chiar zilnic, îmi pare rău. Dar o să încerc. Mai ales că m-am reapucat de sampul mai serios. Pentru că... Aia mea. Nu o să apuc să intru nicio facțiune dacă joc 10 minute pe zi și nici nu măcar mi se pune la payday ce joc. Deci nu pot să rezolv nimic, așa că trebuie să joc. Azi am jucat vreo 2 ore. Acum fac a 3-a oră, cred, slash time. Da, 2324 de secunde, fac a 3-a oră. Bă, aș da și un rob, frate, dar uite câți copii. Era un cop acolo, mai era copan și aș da, frate, un rob, dar poate îl dau un episod următor. Că, na, ana mea, deja filmăm de 11 minute. Bine, nu că ar fi mult, dar zic așa ca idee, că după aia mai fac și un mât ceva, știi, așa, după aia până aplaudez eu videoclipul ăsta, mă prind aia și mă bagă 30 de minute, știi? Și n-are rost. Bă, nu cred că am făcut prost episodul ăsta să-mi facă băieții post, da, nu cred. O să pun chestia de aia pe dată, dar din episodul următor. Pentru că așa, când fac dâmâș și alea, dar așa, când nu fac prost, nu prea... Da, băie zice să-mi facă post, fie. Asta zic. A, de capul meu. Vând Bobcat ieftin. Cu... cheat. Vreau eu, dar cu cheat. 650k, nu e ieftin. Zut. Da, pana mea, frate, e glumeam, e ieftin, destul de ieftin, adică aș merge să dau un rob, da, slash skills, cred că am skill 3, din câte știu, da, skill 3. Bai, că aș merge să dau un rob, că suntem în Barosan, nu? Hai de capul. Nu știu de ce naiba, de fapt, bă, băieți, o să dau din episodul următor un rob, iau tu-și pe asta, voi ești nebun? Nu am observat-o, de să-mi bag cu celul. Băi... Ba, am blocaj. Ei, n-ai faruri. Amendă. Pasă câtârele să ai faruri. Sau îți dau amendă. Amendă, nu am cont premium. G.12, ai fost prins conducând fără faruri. Trage pe dreapta. Vezi? Îs poli. Polițist, dă-mi amendă sau post pentru neconformare ordine. Slash su 743 neconformare ordine. Și nici nu știu ce oameni se dă pentru neconformare. Cred că îți dă un, nu așa, la și infecțiune nou. E-book vizual. SPD rank 6. Pui mei, frate. Mai fac și lume de-astea de baghetist, nu? Pana mea, frate, doar nu jucăm pe baghet. Adică, despre ce vorbim, mă, băieți, aici? Da, nu știu, am fost un pic hituit că de ce te-ai lăsat, frate, de buzon? Adică ai zis că te joci pe buzon, nu, frate? Am zis că mă joc, pana mea, dar a intervenit faza asta. Am și eu contul ăsta, ia fel, a face băiatul mega geapă, ia uite-l. Ce ai de are? 509, deci 509 mega jump. Report. ID 509 mega jump. Da, te dai. Sper să mori, încep. Vorba aia.
Bă, pana mea, să scap și-o de băieții ăștia, adică sunt post-hunter, cum s-ar spune haterii. De ce nu pornesc farurile? What? De ce nu pornesc farurile? Mi zici mie? Ah, ok, ok. Ok, aparent e lag pe server. Hello? Sau un pic mie net, una din două, nu sunt sigur. Hai să vedem acum în chat. Ăla a luat urn pentru mega jump. Ah, de capul meu. Bă, deci, frate, eu sper că v-a plăcut. Hai să ajungi noi acasă dacă e. O să dau slip, că nu mai pot. O duc jos. Acolo, pana mea. De fapt, cum să mai filmez un episod și după aia mă culo, sunt sigur. Sau mă duc pe CS și mai filmez un episod de CS. Nu știu, oricum. Sper că v-a plăcut să vizionaților. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și de like dacă mai aveți episoadele de Sump în continuare, pentru că vedeți ce eforturi fac pentru voi, că... am nicio timp, frate, să filmez, dar încerc, nu știu, pana mea, frate. Încerc să filmez alea. Și până la urmă, nu mă eșuez, adică vă postez așa odată la nu știu cât timp, da, vă postez, pui mei. A, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să... O schimbat asta la 5 minute. Sper că v-a plăcut și în data viitoare. Salut!